Lucia Muntean și-a lansat ultima colecție de cărți pentru copii, sub titulatura Ora de copilărie. 12 volume de poezii și învățăminte ilustrate au fost prezentate celor mici, dar și părinților și educatorilor. Lucia Muntean a reușit, în cele 24 de volume pe care le-a editat încă din 2008, să ne aducă într-o lume a celor mici, așa cum o văd ei și la care părinții visează mereu. Luna decembrie este o lună de poveste. Ne-am convins deja de acest lucru din primele zile ale lunii decembrie, când au început atât de multe și atât de frumoase manifestări în municipiul Petroșani, aici unde mulți spuneau că nu se întâmplă nimic. Ei bine, se întâmplă lucruri de poveste. Și astăzi, poate și mulțumită lui Dumnezeu care ne-a dat iată și prima zăpadă, trăim o nouă poveste. Poate cea mai frumoasă poveste a lunii decembrie. Câți dintre dumneavoastră nu vă amintiți de momentele copilăriei, atunci când darul cel mai de preț pe care îl puteam oferi cuiva de Crăciun, copii fiind, era doar o carte. O carte în care sufletul nostru se regăsea întotdeauna, o carte în care sunteți fericiți în această seară că sunteți aici, veți putea și dumneavoastră regăsi momentele copilăriei fiecăruia dintre noi. Povestea noastră ajunge astăzi, în prag de Crăciun, la cea de-a 24-a carte pentru copii, pe care o aducem în fața dumneavoastră la Petroșani, pentru prima dată la Petroșani, firesc, împreună cu întreaga colecție a orei de copilărie din cărțile Luciei Muntean. Pentru că, doamnelor și domnilor, omul despre care vorbim, personajul nostru de poveste de astăzi, este un educator deosebit, este un scriitor sensibil, este un om de bază al societății noastre, al comunității noastre locale, este un prieten al nostru, al tuturor, al dumneavoastră, al colegilor educatoare, al vostru, dragi copii, al dumneavoastră, stimați părinți, și al dumneavoastră, stimați reprezentanți ai comunității locale. Ei bine, acest om pe care îl invit în aplauzele dumneavoastră să-l cunoască și Valea Jiului, așa cum este cu adevărat, este doamna Lucia Muntean. Această lansare de carte, m-am gândit în fel și chip că oare care cuvinte ar fi mai potrivite să vi le adresez dumneavoastră, cu ce aș putea să ajung mai ușor la inima dumneavoastră și după ce am făcut câteva încercări, nu puține, pe hârtie, am lăsat deoparte hârtiile și am spus nu, acestea sunt oamenii în mijlocul cărora îmi place să trăiesc. Aici, în sală, sunt doar o parte dintre prietenii mei. Aceștia sunt oamenii cu care mă văd foarte des, dacă nu în fiecare zi. Și pentru acești oameni o să las sufletul meu să exprime ceea ce simt astăzi. Înainte de toate, trebuie să vă spun că acțiunea de astăzi se înscrie într-un proiect pe care l-am făcut împreună toate școlile și grădinițele din orașul Petroșani, care proiect a fost lansat în anul 2008 în parteneriat cu Primăria Municipiului Petroșani și este un proiect sugestiv numit pentru această perioadă Învață să dăruiești. Înainte de a vă spune ceea ce vreau să vă spun despre cărțile mele, puține cuvinte, aș dori să îi aplaudați pe toți directorii care au participat la acest proiect minunat, care face parte din Programul Național de Acțiune Comunitară.
Aș dori să-l aplaudați pe domnul primar, care a fost întotdeauna alături de noi, și nu spun lucrul acesta doar pentru ca să-l flatez. Cadrele didactice îi mulțumesc pentru tot ceea ce face domnul primar pentru învățământ. Și aș dori, nu în ultimul rând, să vă spun că ne-am format o echipă care până la Crăciun, până în preajma Crăciunului, va desfășura tot felul de activități la care vă invităm și pe dumneavoastră cu mult drag. Despre cărțile mele și despre pasiunea mea pentru scris, vreau să vă spun doar câteva cuvinte. Subiectul foarte folosit în zilele noastre este acesta. Trăim într-o lume urâtă. Nu este bine ce ni se întâmplă. Copiii ne aud că spunem lucrurile acestea. Dar câți dintre noi ne-am pus întrebarea ce putem face noi pentru ca această lume să fie mai bună, mai frumoasă și în această lume să ne simțim cu toții mai bine? Răspunsul pe care mi l-am dat eu la această întrebare îl veți găsi între paginile acestei cărți. Lumea poate să fie frumoasă dacă și noi suntem frumoși pe dinăuntru. Lumea poate să fie bună dacă și noi suntem buni. Și lumea poate să fie promițătoare pentru copiii noștri dacă ne aplecăm cu căldură și le dăruim și frumusețe, și bunătate, și lumină. Asta înseamnă cărțile mele. Asta înseamnă ceea ce am simțit eu pentru dumneavoastră toți. Pentru că de aici a pornit acest proiect. De la copiii pe care eu i-am avut în clasele mele, de la colegii mei dascălii cu care am trăit clipe minunate și împreună am construit tot timpul câte ceva bun pentru copiii noștri, de la prietenii care mi-au fost apropiați și nu pot să închei înainte de a le mulțumi tuturor și înainte de a vă spune că Rimele de Crăciun, care este ultima carte a acestei colecții, vă este dedicată tuturor, vă este dedicată din tot sufletul meu, pentru că știu că dacă o veți citi, o să credeți cu adevărat că lumea de mâine a copiilor noștri poate să fie mai bună și mai frumoasă. Vorbeam cu Lucia atunci când domnul Mitran a spus oare de ce aceste cărți ar trebui oferite bunici, de către bunici, de către părinți copiilor. Știu eu. Fără să știu că eu sunt cea care urmez. Am studiat foarte mult aceste cărți. Înainte ca Lucia să mă considere prietena ei, să am această onoare. Și vă rog să mă credeți că n-am găsit simple povești, nu am găsit simple poezii. Am găsit psihologie. Și știți ce psihologie? Acea pe care dumneavoastră părinții o căutați din răsputeri. Acea psihologie inversă. Știți? Cu care noi reușim să aducem copilul către noi. Dragi părinți, cea mai mare problemă a societății de astăzi este că nu mai reușim să ne ducem copiii în familie. Se duc în total alte locuri. Sunt atrași de mediu. Vreau să înțelegeți că aceste lucruri nu le puteți găsi la adolescență, când copiii au crize. Nu le puteți găsi atunci când nu-și găsesc un partener pe măsura lor dumneavoastră. Vedeți lucrul ăsta din afară. Ei nu văd. Le găsim, trebuie să le formăm din momentul în care știm să citească o hărticică de rime cu codiță sau cu andenuțe. Din acel moment, nu spunem lasă că are vreme până când ajunge el să înțeleagă. Copiii înțeleg de mici. Doar dacă noi știm cum se educă. Toate lucrurile pe care am reușit să le fac în viață, am reușit să le fac datorită faptului că am avut norocul, că am avut șansa să fac o școală foarte bună aici, în Valea Jiului. De la grădiniță, la școala primară, la gimnaziu, la liceu. Am plecat cu un bagaj extraordinar de aici și asta m-a permis ulterior, prin forțe proprii, să ajung să fac școală în
Ungaria, să fac școală în Franța, să fac să studiez cu profesori din Germania, din Turcia. Și din toate aceste lucruri am învățat un lucru foarte, foarte important. Da, trăim în acest moment niște vremuri grele, dar putem să facem ceva pentru noi chiar și în acest, chiar și în acest mediu. Și soluțiile la problemele cu care ne confruntăm nu sunt niciodată niște soluții globale. Întotdeauna soluțiile la problemele cu care ne confruntăm sunt niște soluții locale, sunt niște soluții care se găsesc în interiorul comunității, care se hotărăște să facă lucrurile altfel, mai bine, mai frumos, în pofida tuturor greutăților pe care le înfruntă. Și de asta am vrut să facem această prezentare a ceea ce noi am reușit să facem plecând din Petroșani și făcând în conjurul țării, tocmai pentru a vă arăta că soluțiile se găsesc la noi, în mijlocul nostru, în interiorul comunității. Cărțile Luciei Muntean au ajuns în toată lumea, iar ultimul volum este unul dedicat Crăciunului. Rime de Crăciun poate fi oricând un cadou pentru cei mici, de la părinți sau bunici.